În această perioadă, cu vreme caniculară, oamenii fac tot posibilul să fugă de razele arzătoare ale soarelui. Și la Medgidia, temperaturile sunt greu de suportat. Categoriile cele mai expuse riscurilor sunt persoanele cu probleme de sănătate și copiii. Tocmai de aceea, medicii vin cu o serie de recomandări. Să fim ponderați pe toate planurile, deci atât în ceea ce privește timpul în care ne expunem, adică să încercăm să ne facem cumpărăturile, să ne plătim facturile până în ora prânzului, când deja soarele este sus pe cer. Dacă tot trebuie neapărat să ieșim din casă, atunci să ne îmbrăcăm cu haine cât mai legere, care să nu fie mulate pe corp sau sintetice. Pălăria să fie nelipsită dacă nu avem altă opțiune și atunci trebuie să ieșim din casă. Și să nu uităm de hidratare, cel puțin 2,5 litri de lichide pe zi. Există și persoane care se văd nevoite să iasă din casă la ora prânzului. Știu că se supun unor riscuri și tocmai de aceea declară că au încercat să respecte recomandările medicilor. Nu prea mă protejez. 2 litri de lichide pe zi și cu protecție, cu pălărie, cu ochelari de soare. Vă dați seama că da, că e cald și afară să ieși pe canicul asta doar dacă suntem nevoiți. Cei mai fericiți sunt copiii care au ales să se răcorească la piscina din oraș. Totuși, și această categorie trebuie să evite expunerea prelungită la soare. Să mă fă la ce? Și cum este apa? Foarte bună. Cine spun celorlalți copii care n-au venit încă? Le spun copii să veniți, fiindcă este foarte cald afară. Meteorologii anunță și pentru zilele următoare temperaturi extrem de ridicate. Pentru a evita neplăcerile create de caniculă, medicii recomandă consumul de minimum 2 litri de lichide.